Am avut ocazii nenumărate să fiu chemată la cunoștință prieteni care aveau prieteni și care aveau la domiciliu pacient în diferite afecțiuni, imobilizat la pat și care era pur și simplu atât, imobilizat la pat și gata. Și toată lumea aștepta să se termine odată, pentru că nu știau ce să facă cu ei. Făcând în cadrul unei organizații voluntariat, am primit un e-mail de la Centras. Dacă dorim să participăm și să organizăm un curs de îngrijitori, copii bolnavi la domiciliu, îngrijitor, copii lucrător social, pedagog social. Și am spus, asta este. Aici este oportunitatea de care trebuie să mă agăț cu toate forțele mele și să aduc la Zalău acest curs. M-a ajutat foarte mult cursul ăsta. E o diferență mare între să fii calificat și să nu fii calificat. Sunt interesanți și le place. Veneau cu drag și erau așteptați cu drag de pacienții de la centrul de îngrijiri. Te simți așa de util și folositor și atunci ai o satisfacție foarte mare. M-a întrebat într-o zi, cursanta mea, Elena, ce este demnitatea? Este dreptul fundamental uman. Ne-a fost jenă să întrerupem cursul. Puteam să o facem. Puteam să facem să întrerupem cursul și pur și simplu, dacă nu se plătește, nu mai lucrăm. Eu respect partea din contract și aștept la rândul meu să fie respectată și cealaltă parte. Noi ne-am putut pomeni cursanților noștri că nu se plătește, este inadmisibil. Deci o lună aștept două luni, dar deja la treia lună poate spun că, bine, mulțumesc mult, am și eu o familie de întreținut, contează pe mine copilul meu, soțul sau soția și oricât de mult contează pentru mine ceea ce fac și oamenii cu care lucrez, dar nu pot să-mi țin familia fără pâine. Și de aici am pregătit ultima lecție pentru ei, astăzi. Ultima.